Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Fraților, suma tuturor respectelor, sub semnatul Doru Crăciun, împreună la episodul cu numărul 207, pontul nostru. Băi, era chiar culmea să lipsim noi cu emisiunea înainte de finala UEFA Champions League. Mai mare șansă să lipsească Guardiola și cu Inzaghi de pe bancă sau arbitru de la centrul terenului și Doricanu să nu fie el prezent cu emisiunea înaintea marelui meci Manchester City cu Inter. Bă, fraților, am avut finala Conference League. O să încep cu veștile bune. Încă o dată, procentaj de 100%. V-am dat 3 din 3 câștigătoare pe Fiorentina West Ham. X pauză sau final 1.73, X2 sub 3.5 goluri, cotă 1.81, West Ham Ham câștigă trofeul, cotă 1.90. Am avut 3 din 3 pe finala Europa League, 3 din 3 pe finala Conference League. Până acum finalele le-am acoperit destul de bine. Și pentru finala din Champions League am pregătit câte 3 recomandări și atenție, pe fiecare recomandare am investit o anumită sumă de bani. O să vă arăt și biletele să vedeți exact despre ce este vorba. Partea proastă însă vine de la pierderile înregistrate în această săptămână, pentru că de multe ori dorința de adrenalină, microbul, nu ne dă pace să bem seara un șpriț de vară liniștit și trebuie să jucăm. Asta este realitatea. Și din păcate, după o perioadă bună, au venit 3 zile pline de secetă, luni, marți, miercuri, cota 2 ratată, pierdere de 2600 de lei înregistrată, dar totul a început de la nenorocita de zi de luni seara, băi fraților, am avut Wolfsberger, Austria, Lusten, au Wolfsberger câștigă minim o repriză, gol marcat de Gazze în a doua repriză și minutul 96, băi 96. A egalat Austria, Lusten, au stăteam așa cu telefonul în mână, să-mi intre bani în conști și zic, fac postarea la băieții mei pe Facebook, când îmi vine notificare de la Flashcore, sus la telefon, 1-1 văd în bară, știți cum e? Simți aici un cuțit în inimă că ți-l bagă careva. Of. Luna grea, luna iunie, dar să sperăm că o scoatem la capăt cu bine. Pentru cei care au urmărit live-ul de duminică seara, a fost din nou spectacol, profit de vreo 6700 de lei. Deci vreau să vă spun că pe ultimele două sesiuni de live ținute în zilele de duminică am avut un profit de 18.000 de lei, bă, 180 de milioane. Apropo de live, sâmbătă seara n-aveam. Urmărim, fraților, finala împreună. Și eu am și pregătit un pariu gratuit de 15 lei pentru toți jucătorii de pe lasvegas.ro și haideți să vă spun despre ce este vorba. Dacă aveți cont pe lasvegas.ro și în ziua de vineri sau în ziua de sâmbătă ați făcut o minimă de punere care cred că e de 20 de lei, veți primi un pariu gratuit de 15 lei pe care să-l jucați exclusiv pe finala UEFA Champions League, exclusiv pe scor corect. Doar trebuie să introduceți în formularul de bonusuri codul promo Liga Pont. O să găsiți toate aceste detalii și pe pontulnostru.ro. O să le mai reamintesc și în ziua meciului. Promoția va fi valabilă și pe timpul live-ului. Așadar, fraților, nu uitați, în ultimele 48 de ore dinaintea finalei, dacă faceți o depunere minimă pe lasvegas.ro, veți primi un pariu gratuit de 15 lei pe care să-l jucați exclusiv pe finala UEFA Champions League. V-am promis că o să fac eforturi să aducem cel puțin un pariu gratuit pentru toată lumea pe finala UEFA Champions League și iată că am reușit. Acum, apropo de bilete câștigătoare, nu va fi ușor să câștigăm în această perioadă cu oferta modestă. Ne vom îndrepta atenția de foarte multe ori către meciurile pe care vom parea exclusiv pe statistică, dar eu cred că sunt jucători care urmăresc foarte mult și tenisul sau și alte sporturi, cum s-a întâmplat pe turneul Roland Garros, și care și câștigă foarte bine dacă sunt atenți, spun eu, și au și un gram de curaj, dar și de noroc. De ce spun asta? Pentru că aș vrea să vă arăt acest bilet plasat miercuri seara pe lasvegas.ro. Din punctul meu de vedere, wow! A jucat Casper Ruud cu Rune. 2-0 la seturi pentru Casper Ruud. Rune nu juca absolut nimic, mă uitam și eu la meci, dar apoi jucătorul danez a început foarte bine setul 3 și atenție, am un jucător înrăit care se uita la meci.
să dea cu contul deschis și atenție, deci la 2-0 pentru Casper Ruud la seturi și la 2-0 în setul 3 pentru Rune, a jucat numai puțin de 20.000 de lei, deci 200 de milioane tataie, că Rune ia setul 3, repet, la 2-0 la game-uri în setul 3 pentru Rune. Cotă 1.42. Păi ce vrei mai mult, mă, tată? Bine, sunt 200 de milioane, dar nu toți, fraților, putem să conducem Ferrari sau să ne facem vacanțele pe iacht în cele mai luxoase destinații ale lumii. Unii oameni își permit să joace 200 de milioane pe același bilet, că asta e clasa socială. Ce suntem noi vinovați că unii oameni au bani? Sau ei sunt vinovați? Bă, dar din punctul meu de vedere, eu asta i-aș îndruma pe acel jucător. Bine, acum nu știu câți bani vrea el să facă. Bă, dacă joci 200 de milioane pe cotă 1.42 și ai și lovit pariul și ai făcut un profit de 8.400 de lei într-o singură seară, în câteva minute cât a durat setul 3, bă, mi se pare o tâmpenie să mai joci un alt bilet în săptămâna respectivă. Nu mai juca, mă, tată. Ai făcut un profit de 84 de milioane într-o seară. Uită de pariul unei săptămâna respectivă. Săptămâna viitoare, la fel, scoți luneta, mai puști un câștig de acest gen și ești împărat. Deci asta le-aș transmite jucătorilor de acest gen. Răbdare, răbdare și să joci doar atunci când simți, tată, dacă tot ai la dispoziție sumele astea. În rest am mai văzut, bineînțeles, antreprenorii noștri care fac afaceri din astea colosale pe bani puțini. Și am văzut, de exemplu, un bilet câștigător într-o miză de 5 lei, fraților, pe o cotă de 781, repet, cotă 781 prinsă în această perioadă anului. Arătați-mi mie un jucător care prin cotă de 781, da, în această perioadă de secetă a anului. A făcut un bilet fabulos pe ultima zi din săptămână cu meciurile din campionatele tari, mă referim la duminica trecută, Villarreal, Atletico Madrid, X pauză sau final, Real Madrid, Bilbao, X pauză sau final, Sociedad, Sevilla, Sevilla marchează, Osasuna, Girona, PSV 1, Napoli, Sampdoria, atenție, sub 2,5 goluri, cotă 4, Dumnezeule, Valladolid, Getafe, X pauză sau final, Roma, Spezia, ambele marchează, Milan, Verona, Verona marchează, în total cotă 781 biletul jucat la Ruscova în Maramure și acolo am un prieten foarte bun pe domnul Pavel, a luat omul 4.000 net în mână și 688 de lei, cu 5 lei, tataie, cu 5 lei, tataie. Și am mai văzut un bilet spectaculos, ăsta e absolut uriaș, formidabil, bă, e o lucrare de artă, tataie. Priviți, fraților, un pic la acest bilet. Priviți ce joacă unii, ce noroc au. 44.222 de lei câștigați net în mână. 442 de milioane, oameni buni. 14 evenimente, deci a câștigat aproape 10.000 de euro cu o miză de 33 de lei. A prins o cotă de 1.691. 1.691, tataie. Nu o să citesc meciurile, o să vă citesc campionatele. Au jucat Argentina. Pe urmă, baraj Italia, văd pe aici, nu știu de ce au trecut baraj Italia, e etapa din seria. Roma-Spezia, rezultat final 1. A, deci cred că biletul a fost jucat pe live. Deci fiți atenți, biletul a fost jucat pe live, că a jucat la Roma cu Spezia 1 la cotă 3-5-5, cred că când Roma era condusă sau când mai erau puține minute din meci, era 1-1. Atalanta, Monza, ambele marchează 2-12. Văd că a combinat și cotă de 1-22. Avem un meci din Argentina, din nou, peste 2,5 goluri, aceste echipe de care n-am auzit în viața veților mele. Când ți-e da să câștigi, frate, vei câștiga 1.691 cota. 1.691 cota. Repet, 400 și ceva de milioane câștigați în această perioadă a anului. Fabula sau. Bun, acum, haideți să trecem pe meciurile importante ale ofertei din această săptămână. N-aș vrea să sărim neapărat la finala UEFA Champions League. Aș vrea mai întâi să mai vorbim puțin de oferta de vineri, pentru că fie oferta cât de săracă, Doricanul vostru tot a băgat 1100 de lei pe meciurile de vineri. Și o să începem cu cota 2, cota 2 pe care am jucat-o pe un eveniment din basket, un singur meci pe bilet. Haideți să vedem despre ce este vorba. Bun, fraților, deci, cota 2 de vineri am jucat-o pe Anadolu Efes cu Fenerbahçe la basket în Turcia, minim 176 de puncte în meci,
La cotă 2 în capăt am jucat 750 de lei. Unul la mână. Nu juca la pariuri dacă nu ești familiar cu anumite sporturi. Adică dacă n-ai jucat niciodată pe puncte în basket și ai auzit că Doru Crăciun a pariat, bă, nu paria. Doar așa că a auzit cineva că a pariat. Că s-ar putea să pierzi și nici măcar n-ai înțeles de ce ți-ai pierdut banii. 2 la mână. Vezi că nu e un pont simplu. Ne trebuie o medie de 44 de puncte pe sfert. Dar în meciul 4, Anadolu Efes conduce pe Fenerbahçe cu 2-1 la general. Celelalte 3 partide jucate în această semifinală au avut un număr de puncte uriaș. Primul meci cred că a avut 173-174, al doilea meci a sărit de 180 de puncte, al treilea meci la fel a sărit de 180 de puncte, 97-91 cred că al treilea meci. Ținând cont că e un duel cu încărcături uriașă, finalul de meci ar putea juca la libere, cu faulturi multe. Eu cred că va fi un meci care la fel va zbura spre un număr uriaș de puncte. Dar repet, 176 de puncte într-o partidă din Europa la basket e un număr impresionant de puncte. Dar eu cred că va ieși. Probabil vor fi oscilații în meci, vor fi sferturi de 41-42 de puncte, posibil să avem din nou sfert cu 50 de puncte. Sper să vedem încă o dată un meci în care ofensivele să funcționeze la randament maxim și în apărare, atât Anadolu cât și echipa lui Tudis Fenerbahçe să aibă probleme. Deci, eu am jucat 176 de puncte cu 750 de lei, Doamne ajută bilet pus pe LasVegas.ro. Al doilea bilet de vineri, jucat exclusiv pe tenis, deși nu e punctul meu forte, am jucat 2 bilete pe tenis marți, miercuri, pe ambele le-am pierdut. Haideți să vedem biletul de vineri jucat exclusiv pe tenis. Ok, avem cele două finale de la Roland Garros. Casper Ruud cu Alexander Zverev și Carlos Alcaraz cu Novak Djokovic. Ce mă surprinde, cota mică pe care bookmakerii au oferit-o lui Alcaraz la victorie. Dar Casper Ruud cu Zverev. Am văzut ambele sferturi de finale jucate și de Zverev și de Casper Ruud. Mi-e greu să cred că unul dintre cei doi jucători va câștiga în minim de seturi. Mi-e greu să cred că Ruud va avea un jucător la fel de slab în persoana lui Zverev cum l-a avut pe Rune, da, în sfert. Greu de crezut. Rune a jucat penibil, execrabil. Eu cred că și Casper Ruud și Alexander Zverev vor câștiga set. Poate ne așteaptă un nou thriller, o nebunie de aia de meci și cred că vom avea multe game-uri. Am jucat minim 40 de game-uri la cotă 1.83 și la fel la un meci extrem de echilibrat, chiar dacă, iată, Carlos Alcaraz, cel puțin în opinia cotelor și a bookmakerilor, e mare favorit, tată, când vorbești de Novak Djokovic în tenis, e ca și cum ai vorbit de Ronald Sullivan în snooker. Adică, stai mă, tată, un pic, e Djokovic, e nole, da. Minim 39 de game-uri, adică, mă, aștept ca Djokovic să dea un răspuns pe măsură, să nu cumva să-l căsăpească pe băiat, să nu cumva experiența să spună cuvântul. Dar e greu să joci în fața leului ăsta de Alcaraz, este ceva imposibil, poate doar Cristian Tudor Popescu l-ar putea învinge pe zgură pe Alcaraz la ora asta, dar vom vedea cum va fi. Deci Alcaraz cu Djokovic minim 39 de game-uri, la Casper Ruud cu Zverev minim 40 de game-uri. Ok, acum, haideți să mergem pe finala de Champions League. Până să vorbim de cote și să și vă prezint cotele la ora la care noi filmăm episodul, aș vrea să vă reamintesc că în ziua finalei de UEFA Champions League pe LasVegas.ro veți avea un pariu gratuit de 1250 de lei pe finala UEFA Champions League. Despre ce este vorba la acest pariu gratuit de 1250 de lei pe finala UEFA Champions League? Deci jucați pe LasVegas.ro. Pariați minim 100 de lei pe un bilet care să conțină obligatoriu meciul din finala UEFA Champions League, selecție de minim 1.40 și cota finală a biletului trebuie să fie mai mică sau mai mare sau egală cu 2. Atenție, dacă Doamne ferește biletul vostru este pierzător, vă luați o sumă de bani înapoi. Și ce sumă de bani vă luați înapoi? Dacă ați plasat 100 de lei, vă luați 50 de lei înapoi sub forma unui pariu gratuit. Dacă ați plasat 500 de lei, vă luați 100 de lei înapoi. Dacă ați plasat 1000 de lei, vă luați 200 de lei înapoi dacă biletul este pierzător. Dacă ați plasat 3000 de lei, vă luați înapoi 500 de lei. Și pentru că ați văzut că sunt persoane care pariază câte un morman de bani, dacă Doamne ferește, în ziua finalei ați îndeplinit condițiile pe care eu le-am amintit mai sus și ați pariat 5000 de lei și biletul vostru este necâștigător, vă luați înapoi 1250 de lei sub forma unui pariu gratuit, exclusiv pe
lasvegas.ro în ziua finale. Și acum, vă promiteam că o să vă arăt și cum arată cotele în ziua în care noi am filmat, ca apoi să vă dați seama dacă vor fi sau nu oscilații de cotă. Iată, fraților, cotele pe lasvegas.ro pe finala UEFA Champions League în zi de joi, când noi filmăm episodul. Ce avem? Manchester City cu Inter Milan. Da, 1.48, cote mărite pe lasvegas.ro, boosted odds. 1.48 victorie City, 4.75 egal, Inter are la victorie 6.90 în timp regulamentar. Cred că în raport de cote avem cea mai dezechilibrată finală din istoria recentă a Ligii Campionilor. Câștigă trofeu, atenție, City are 1.21 că va câștiga trofeu, infect această cotă. 4.45 Inter că va câștiga trofeu. Și dacă e să ne uităm puțin și la pariurile pe goluri, 1.75 la peste 2.5 goluri, 2 și 11 la sub 2.5 goluri. E clar, dacă e să ne uităm la cotei City favorită, Inter pleacă de departe cu șansa a doua. Acum, eu nu o să vă bat la cap cu povești despre finală, vă pot spune doar atât. Nu sunt probleme de lot în cele două echipe. Inter și City vor alinea cele mai bune garnituri. Inter în 3-5-2, probabil cu 8 fundași pe linia de fund. De partea cealaltă, City probabil va ține de posesie cu Haaland în atac, Gundogan și De Bruyne în spatele lui Haaland, Dzeko și Lautaro Martinez în atacul lui Inter. O finală se joacă la pariuri în funcție de inspirația fiecărui jucător. Eu cred că vor fi cele mai nebune pariuri jucate la nivel mondial pe finală. Că ești iubitor al fotbalului, ești pariuri, e clar că trebuie să pariezi pe City cu Inter. Acum, fiecare trebuie să joace după propria inspirație. Dacă e să mă întrebați pe mine, ținând cont de ce mai știu eu în fotbal, de pariuri, de cote și așa mai departe, eu o să vă ofer 3 recomandări. Și vă spun așa, Marciniak la centru, nenorocit de arbitru, a zis un arbitru în ultima vreme, se pișe pe noi cu tot cu varul lor. O să joc sub 1.5 cartonașe galbene în prima repriză, cotă 1.74 pe lasvegas.ro. E o finală în care City va plimba mingea de o să ne plictisească, avem timp să bem 7 beri în prima repriză. Nu cred că vor fi două galbene în primele 45 de minute. Deci sub 1.5 cartonașe galbene în prima repriză, 1.74, mi se pare o cotă decentă și un pariu bun. 2-3 goluri marcate în a doua repriză, cotă 2-0-3, la fel mi se pare un pariu foarte bun. Deci ăsta ar trebui să avem o primă repriză cu un 0-0 care să ne ucidă multe bilete și apoi în a doua repriză să se deschidă robinetul, cum de multe ori s-a întâmplat, și să vedem un 2-3 goluri maxim în a doua parte a meciului la cotă 2-0-3. Și am aici așa, egalitate minimă o repriză, nu, cotă 2-17. Nu-mi doresc, deși nu e exclus ca prima repriză să se termine la egalitate. 1-0 City la pauză, 3-0 City la final. Și aia am împachetat și mi-au ieșit toate cele 3 predicții. Deci, sunt 3 recomandări, fraților, pe finala de UEFA Champions League. Mi-aș dori să am procentaj de reușită 100% și pe finala de UEFA Champions League. Și acum, haideți să vedeți cum am investit niște bănuți pe finala de UEFA Champions League. Deci, sunt cele 3 recomandări, fraților, despre care am povestit și am jucat așa. Pe pariul cartonașe galbene, sub 1.5 cartonașe galbene în prima repriză la cotă 1.71, am jucat 800 de lei cu un posibil câștig de 1.368 de lei, practic un profit de 568 de lei. Pe pariul cu 2-3 goluri în a doua repriză am jucat 500 de lei la cotă 2.03, câștig de 1.015 lei, posibil profit de 515 lei. Și al treilea pariu, a treia recomandare, nici o repriză nu se termină la egalitate, cotă 2.17. Am jucat 650 de lei, posibil câștig 1410 lei, ar fi undeva la 700 și ceva de lei profitul. Deci, mi-am și investit o sumă frumoasă de bani pe finala de UEFA Champions League. Mai multe pariuri, bineînțeles că vom mai face și primeci, duminică seara de la ora 21.30 minute ne vedem pe live, dar și pe timpul live. Nu uitați! Vom avea pariu gratuit de 15 lei pe scor corect pentru toți jucătorii care pe lasvegas.ro au făcut o minimă depunere în zilele de vineri sau sâmbătă. Acum, n-aș vrea să închid episodul 207 până nu vreau să vă arăt și biletul în cotă 2 pe care l-am jucat duminică. Țin morțiș să vi-l prezint și să vă dați și voi cu părerea, pentru că am găsit două cote interesante, rău de tot pe Norvegia
și am investit foarte mulți bani. Haideți să vedem biletul. Vă spun sincer, nu aș fi jucat de pe acum cota 2 pe duminică, dar scrollam oferta și am ajuns în Norvegia. Păi tata, și am găsit două cote. Și atenție la ale sunt cu Tromso, la minim două boave avem 1.42, bă, minim două goluri în Norvegia unde se marchează la foc automat, și la Stabek cu Rosenborg la fel, cote 1.35 pe minim două goluri. Bă, n-am cum să joc, posibil să mai scadă cotele astea până duminică. Le-am luat frumos, le-am pus pe același bilet, mi-a dat o cotă 1.91. Și aproape îți dublezi investiția. Și am jucat 1.550 de lei pentru posibil câștig de 2.971 de lei. Fraților, 1.42 și 1.35 la minim două goluri în Alesund Tromsø și Stabæk cu Rosenborg în Norvegia. Nu voiam să ratez această prăjitură. Dacă sunteți de acord cu aceste cote, le jucați. Dacă nu, bineînțeles, faceți cum doriți dumneavoastră. Pumnii strâns și... sper să-mi iasă acest bilet care mi-ar mai acoperi puțin din pierderile înregistrate în această săptămână. Cam ăsta a fost episodul 207. Ne vedem sâmbătă seara pe live 21.30. Nu uitați butonul de live. Eu fac cinste cu bilete câștigătoare. Hai, baftă și nu uitați, pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro.